Primarul din Săcelu, Florin Jurebie, vrea să facă plângeri penale împotriva consilierilor care chiulesc de la ședințe. Aleșii au lipsit de la ultimele trei întâlniri programate. Acest fapt a blocat un proiect și riscă să lase în frig o școală și primăria. Lucrările pentru montarea centralelor termice au fost făcute cu sume donate de o companie privată, însă banii nu pot fi achitați firmei constructori, deoarece consilierii nu vin la ședințe să aprobe proiectul. Societatea a dat un ultimatum amenințând cu demontarea centralei. Undeva am fost sponsorizați de către Petrom OMV cu o sumă de 85.000 de lei, bani care trebuia să achite facturile restante la cele două centrale care au fost montate la Școala Generală Săcelu și la Primăria Săcelu. Acest lucru nu s-a întâmplat, deci constructorul sau cel care a montat centralele ne-a amenințat că până vineri o să vină să ridice aceste centrale. Nu știu ce voi face, pentru că banii în buget, ca să plătim din buget, nu avem. Banii de la OMV sunt în cont, dar nu putem să-i folosim, pentru că s-au început aceste lupte politice în Consiliul Local. Edilul spune că aleșii locali fac jocuri politice în detrimentul localnicilor. Jurebie vrea acum să facă plângere împotriva consilierilor care împiedică lucrări de importanță pentru comunitate. Este a treia ședință de Consiliu în care nici nu se aprobă nimic, nici nu vor să se întrunească. Consiliul Local are 9 consilieri. Unul este suspendat pentru, mă rog, fapte penale. De fapt, i s-a încetat mandatul și mai sunt 8 consilieri. Ca să se poată întâlni, trebuie să se întâlnească, trebuie să vină cel puțin 5 consilieri ca să facă cvorumul. Acest lucru nu se mai întâmplă pentru că acești consilieri deja au intrat în campanie și nu mai urmăresc interesul comunității sau a celor care le-au ales și urmăresc interesul personal. Mă gândesc să fac această plângere penală, le mai dau o șansă luni. V-am spus că am pus această ședință extraordinară în data de 26, oricum lunea viitoare, la ora 2, și în cazul în care nici atunci nu se vor întruni, cu siguranță voi face o plângere penală. Situația s-a mai repetat în Consiliul Local Săcelu, unde aleșii au refuzat să voteze proiecte pentru lucrări aflate în execuție.